Salut, sunt Florin Dumitrescu, bine ai venit în bucătăria Lidl și sunt în grabă, mare, foarte mare grabă și o să încercăm să facem niște tapasuri foarte rapide și deloc complicate. Începem cu o frigăruie pe care punem o curmală învelită în bacon, anghinare și roșii cherry. Cuptorul este încins, trebuie doar să băgăm baconul la cuptor să rumenească bine și după aceea ne apucăm și de restul rețetelor. Mai avem de făcut o paella, care la fel nu avem timp să stăm să o facem de la zero și atunci ne folosim de semi-preparat, un paella pe care îl găsim-o la Lidl și creveți trași la tigaie cu două sosuri. Foarte interesant. Să facem o frigăruie coaptă și una în care doar bacon o să-l facem. Cum putem să mergem mai departe? În comerț putem să găsim așa, ori creveții cruzi sau creveții prefierți. Dacă avem creveții prefierți, trebuie doar să încălzim puțin, să-i tragem la tigaie cu sosul de care avem nevoie, sau cei cruzi pe care îi gătim de la zero. Că sunt cruzi, trebuie să tăiați puțin, să scoatem zerile. Frigăruile cu bacon trebuie să stea la cuptor undeva în jos de 8 minute, numai. Ulei de măsline, ardei iute, tot cu semințe, coaja de la lime, să folosim și zeama, așezăm creveții. Bun, creveții sunt gata, frigăruile sunt gata, mai avem de făcut doar paella, pe care o vom face la fel foarte, foarte rapid și putem să începem. Montăm totul la final. Și avem ulei de măsline, tigaie, lăsăm să se încingă. Tot mixul pentru paella este deja gata, nu trebuie să mai adăugăm noi decât câteva midii în plus, niște creveți. În rest, tot mixul este deja gata. Pentru un plus de gust, chorizo. Prăjim chorizo. Aceasta sunt creveții. Și paella. Preferat ar fi să lăsați un pic să dezghețe înainte să o aruncați în tigaie. Acum punem și midiile. Acum putem să ne apucăm de montaj. Să scoatem doar baconul în cuptor, imediat. Aici avem baconul. Farfuria pentru frigărui. Ok. În cele două care sunt coapte și mai facem rapid una. Doar baconul trebuie să fie copt. Și pasta aici. Puțin ulei de măsline. Mai punem puțin lime pe acesta. Așezăm paella, care am îmbunătățit-o puțin cu chorizo prăjit și alți creveți proaspeți. Așezăm și creveții. Bun. Și mai avem doar creveții prăjiți cu sos. Bun, și acum să așezăm și creveții, păstrăm cele două boluri mici pentru sos, farfurița pentru creveți, așezăm doi creveți pe farfuriuță, un pesto verde și unul roșu. Ambele făcute din ardei gras, cel verde este ușurit, iar cel roșu este un pic mai dulce. Ar mai trebui puțină verdeață. Aici lângă creveți, ulei de măsline și, de ce nu, niște ardei iute. Perfect. Dacă ai 15 minute la expoziție și vrei să-ți impresionezi prietenii, te sugerez să alegi tapasuri. Sunt foarte rapide, îți iese ceva bun, îți iese ceva de impresionat și ceva colorat. Pentru asta o să-ți urez spor la treabă și poftă bună!